m-a emoționat cadoul pe care l-am primit de la viață și de la Dumnezeu, pentru că mi s-a întâmplat să fiu și vie și să mai pot spune cuvintele absolut senzaționale. Răspunde la această întrebare, mulți dintre studenții actuali, nu mai zic de foști, sunt în sală. Ar putea răspunde chiar ei. Venind în coace, am avut un curs final care a discutat despre, pe parcursul acestui semestru, despre rolul criticii, istoriei și teoriei literare. Cu studenții mici, de anul întâi. Mici, dar foarte atenți și foarte citiți. Și acolo am pornit, așa, profesoral, didactic, de la definiția criticii literare a unui profesor francez de teoria literatură, Antoine Compagnon, de la Collège de France, și spune acolo că, pentru că nu e o carte de critică literară, abrazivă, adolescentină, într-un fel, necesară în acel context, cu siguranță. Poate în orice context. Compagnon spune că critica literară e, în primul rând, o formă a conversației. Că locul ei nu este neapărat universitatea, ci salonul. Și le reaminteam studenților ce înseamnă conversație etimologică. Vă rog, bine, să ne mai ceva, deși sensul pe acest pâriaș așa de zi. Ale acestui text. După ce am văzut cartea de la dumneavoastră, am văzut, am fericitat amicului de oare pentru cartea asta minunată și curicule culoare și tot ce este această carte în acest moment. Și după aceea am pus imediat mâna pe Brica Brac și mi-am adus aminte iarăși și am spus, uite, trebuie să vizitez mai des Nemira și... Dar, pentru mine, acest autor este un cadou pe care eu l-am primit, repet, de la Dumnezeu și de la viață. Pentru că, după ce mi se întâmplă, eu am posibilitatea să repet a nu știu câta oară, din ce în ce mai conștient, din ce în ce mai plină de textul ăsta extraordinar și să descoper un mare prieten, domnul academician, știam în domnul acela extraordinar care și-a scris Golan pe piept în timpul binecunoscut și trăit de noi în perioada aceea, dar după aceea am avut iarăși, repet, norocul să-i joc textul. Și acest text este pentru mine, nici dacă n-am fi, dacă m-aș fi cunoscut cineva foarte bine, ca prieten, dacă am fi fost rude, el n-ar fi putut să exprime mai bine decât a făcut-o cu acest text pe care eu am fericirea să-l spun de câte ori este programat. Și să văd niște reacții, nu numai la public, dar și la colegii cu care joc, cei șase care suntem acolo pe scenă. Retrăim bucuria asta de a spune niște cuvinte care sunt niște
să trăim niște sentimente care sunt din ce în ce mai ale noastre. Iar aceasta, n-am cum să vă explic, ce întâlnire extraordinară am putut să am cu acest, nu știam ce înseamnă teatru abstract, adică nu puteam explica, așa cum niciodată, eu am jucat în tărturaj, dar eram n-am să înțeleg niciodată ce e aia distanțare în față de un rol. Abar n-am. Și repet, am luat și un premiu pentru un tărturaj. Dar acest text, acest domn, acest autor, acest prieten este tot ce mi-aș dori eu să mai pot juca în această perioadă. Și mulțumesc, mai intram să-ți spun ție. Îți spun ție, poate transmiți. Îi mulțumim că avem această și că întâmplător are rude în România. Și se transmite domnule Ionescu, te iubim și îți mulțumim și pentru că ești un mare, ai rămas un mare copil și o să copii bătrâni. Dar cineva mai apropiat de sufletul meu în această perioadă, aveam un alt autor care să mă face. Și mă rog, și am să faci. Dar îi mulțumesc că ne-a dăruit teatru și textele care mi l-a dăruit și desenele care le reprezintă un prieten. Era un copil mare și genial. C'est un passage de La quête intermittente, son dernier livre. C'est moi, le monsieur, qui essaie de comprendre l'infini. Le monsieur qui voudrait bien qu'on lui expliquât l'infini. Le monsieur qui se met face à face avec l'infini. Qui prend l'infini à bras le corps, sans âme. Imaginez l'inimaginable. Épuiser l'inépuisable, concevoir l'inconcevable, ah, savoir prier, et puis c'est tout. Se tenir tranquille. Est-ce que je deviens fou? Bon, ça m'a été difficile d'être là doucement, enfin, c'est son attitude. Et si vous permettez, je vous un autre passage qui est tout à fait dans. Une des raisons principales pour lesquelles j'écris, sans doute c'est pour retrouver le merveilleux de mon enfance au-delà du quotidien, la joie au-delà du drame, la fraîcheur au-delà de la dureté. Le dimanche des rameaux, les rameaux en romain c'est fleuri. Le dimanche des rameaux, les petites rues du village étaient jonchées de fleurs et de branches et tout était transfiguré sous le soleil d'avril. Les jours de fête, je montais le petit chemin rocailleux en pente au son des cloches de l'église que je voyais apparaître petit à petit, d'abord le haut du clocher avec la girouette, puis le clocher tout entier sur un fond de ciel bleu. Le monde était beau et j'en avais conscience, tout frais et tout pur. Je le répète, c'est pour retrouver cette beauté intacte dans la boue que je fais de la littérature. Tous mes livres, toutes mes pièces sont un appel, l'expression d'une nostalgie. Je cherche un trésor enfoui dans l'océan, perdu dans la tragédie de l'histoire. Ou si vous voulez, c'est la lumière que je cherche et qu'il m'arrive de sembler trouver, retrouver de temps à autre
C'est la raison pour laquelle, non seulement je fais la littérature, c'est aussi la raison pour laquelle je m'en suis nourrie. Toujours à la recherche de cette lumière, certaine par-delà les ténèbres. J'écris dans la nuit et dans l'angoisse, avec, de temps à autre, l'éclairage de l'humour. Mais ce n'est pas cette lumière-là, ce n'est pas cet éclairage que je recherche. La pièce ou la confession intime ou le roman reste ténébreux si je ne débouche pas, au bout des ténèbres, sur la lumière. Et juste une petite chose à propos de ce que vous parliez sur l'étonnement. J'écris pour retrouver cette lumière et pour essayer de la communiquer. Cette lumière est à la frontière d'un absolu que je perds, que je retrouve. C'est aussi l'étonnement. Je me vois sur mes photos d'enfant, les yeux ronds, stupéfait d'exister. Je n'ai pas changé. L'ébahissement primordial m'est resté. Excusez-moi d'avoir parlé aussi longtemps, et ça c'est difficile à traduire. Enfin, les termes d'étonnement, voilà, chez lui, les choses essentielles, c'est l'étonnement, l'émerveillement et la recherche de la lumière. Voilà. Un terme essentiel pour lui était uimirea, căutarea luminii și bucuria en fait ça. C'est l'émerveillement, oui, la joie, mais la joie qui apparaît, qui disparaît. Il y a pas la page, malgré la lumière, oui, l'étonnement, l'émerveillement devant le côté du monde. Voilà. Et puis un autre passage, après je vous fiche la paix. C'est les derniers mots de La Quête intermittente, qui est le dernier livre qu'il a écrit. Alors, après, il a écrit des articles, mais comme livre, c'est son dernier livre, et ce sont les derniers mots de son dernier livre. Bon. Il s'en alla vers son jardin, mais il continuait de murmurer, récupérer l'irrécupérable, définir l'indéfinissable, dire l'indicible, ouïr l'inouï. Car il était incorrigible. Pourquoi poser des problèmes insolubles? Insolubles. Se résigner, disait-il. Se résigner. Oui. Se tenir tranquille. Mais il savait que cela recommencerait, que cela le reprendrait. Prima mea întâlnire cu Eugen Ionesco, cred că este evident în timpul facultății pe care am făcut-o înainte de 1989, când accesul nostru la acești mari autori fundamentali era interzis, trebuiau niște aprobări speciale, să mergem în special la Biblioteca Academiei ca să intrăm în posesia unor cărți. Și trebuia să argumentăm de ce vrem să citim, destul de straniu pentru un filolog să argumenteze de ce ar vrea să citească Eugen Ionesco. Pentru că am avut șansa unor profesori remarcabili, un profesor de-al meu de lingvistică generală, Emanuel Kant Vasilinu, era un savant european, nu doar teoretician al lui Saussure, dar un savant, un tip atipic și în niciun caz, să spunem, neapărat un pedagog. Dar având șansa să-l am și la seminar, a venit și avea xeroxate pagini din Nu. Și am avut câteva seminarii discutând despre Nu al lui Eugen Ionesco, subtextul, dincolo de cercetarea limbii, lingvisticii, tipului lui de atitudine, încercarea acestui mare profesor a fost, de fapt,
să stârnească, să provoace în noi conștiința libertății interioare care te ajută, de fapt, ca filolog în orice ai face, să-ți dirigezi, cum spuneam, libertatea spre conștiința relației cu cuvântul, cu actul critic, fie că ești profesor sau critic sau poet sau scriitor. Și am mai încercat ceva să stârnească într-un fel un tip de revoltă, dacă vreți. Haideți să nu îi spunem rebeliune, dar revoltă. Să înveți să spui ce crezi, asumat, argumentat, indiferent de vârstă. A fost un moment marcant prin care am intrat pe drumul descoperirii universului amplu și complex, neliniștit și neliniștitor, al unuia dintre cei mai mari creatori, spirite universale. Tot atunci am aflat că era deja membru al Academiei franceze și încercam să facem exerciții citind textele de pe acele pagini xeroxate, ce tip de discurs trebuie să țină un academician, cred că avea locul 9, în lojă, nu mai țin exact. Și apoi, după 90, o întâlnire la distanță, pentru noi foarte importantă, a fost atunci când în piața universității Eugen Ionesco a transmis un mesaj alăturându-se protestatarilor, spunând și eu sunt un valor al pieții universității. Contează foarte mult când te formezi să descoperi cu adevărat, să ai această revelație a marilor spirite. Pe Eugen Ionesco l-am descoperit prin voluptatea lui față de cuvânt, prin această imensă și neobosită curiozitate pe care el o exprimă în nealterata lui uimire. Printr-un citat din volum în care Ionesco spune: de îndată ce vrem să introducem explicațiile, nu se mai înțelege nimic. Explicația ne desparte de uimire, uimirea despre care vorbea Marina Constantinescu. Deci să încercăm cu toții să explicăm ca să nu se mai înțeleagă nimic și lumea să citească cartea și să o privească, într-adevăr, ca pe o carte, dar și ca pe un obiect de artă. În ce sens? În sensul în care, de fapt, descoperiți lansează și relansează tot timpul în discursul autorului exact această problematică a ce înseamnă a traduce în cuvinte ceea ce simțim, ce înseamnă opera de artă. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu numai că este o carte foarte actuală, dar ea tratează despre problema operei, operei de artă. Da? Tratează, în primul rând, despre relația dintre operă și societate, în ce măsură arta reflectă sau nu societatea, în ce măsură arta cu mesaj are o valoare sau arta trebuie considerată o valoare în sine și de ce există o realitate a artei care prin autonomia acestei realități pune un anumit tip de oglindă interactivă necesară, care este și oglinda conștiinței. Deci pune, din acest punct de vedere, în interiorul discursului de azi, e o discuție, e un tip de conversație pe care noi nu-l mai avem. Noi discutăm din când în când despre artă și despre literatură ca artă fondatoare, dar uităm să înțelegem care e, de fapt, raportul între artă ca prezență în sine și felul în care noi o integrăm, o trăim, interacționăm cu ea. De altfel, mă rog, are unele pasaje în care explică de ce consideră că
arta cu mesaj este o formă limitativă de a te și explică de ce, adică vă invit chiar să citiți aceste pasaje. Un alt lucru care cred eu că are o enormă actualitate în volum este faptul că el vorbește, și asta reiau tot ce v-a spus de Marina Constantinescu, vorbește foarte mult despre relația dintre cuvânt și conștiință și felul în care noi, de fapt, traducem prin cuvânt valorile pe care le considerăm ale noastre și în ce măsură anumite valori pe care le formulăm, de fapt, trădează însuși intimitatea valorii simțite în sine. Adică e o carte care pune o problemă filozofică a capacității noastre de a traduce cu adevărat ceea ce simțim. Este o carte care, de asemenea, undeva în tot substratul discursului Eugen Ionesco există acest dialog pe care îl are și cu credința. Da. Un merci particulier, excusez-moi, au grand, grand personnage que nous avons ce soir, qui est Victor Rebenchuk, qui nous a fait l'honneur, vraiment le grand honneur, et j'espère aussi l'amitié de venir parmi nous. Merci.